Ești și mersul la sală și să vedeți ce diferență este între mine și voi. Eu cred că știu care nu e alcool în cafea. Așa, mă gândesc, v-am pus gând rău, dar la, da. Dar la un moment dat o să mulțumiți, spune, pentru că Dimu, avem invitat-o. În platou la Matinissimo, în această dimineață, pe doamna Georgiana Trancă, esteticiană. Bună dimineața! Bună, Irina! Pare bine că te revăd! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Mai ales lor! Alex, Georgiana, zic că bine ați venit! Bine v-am găsit! Să împărțiți ceva într-un viitor! Aoleu! Ce să împărțim? Bineînțeles că se pot împărtăși foarte multe. Venit cu pachetele de primăvară, ca să vă veselesc. Am adus o emulsie hidroprotectoare care să vă protejeze la vară pielea, sau aveți perfect catifelată dar și hidratată. Dar nu cade barba de la asta. Nu, vă hidratează. Uite, în ochii mei, sincer, vă face foarte plăcut la atingere. Oh, dar ce foarte... Ce? Stai că am și eu cui să dau, ia imediat. Este produs unisex, nu uite, vă bateți pe el. Are și factor de protecție 30 și este potrivit pentru toate tipurile de ten, inclusiv pentru bărbați, să știi. Nu s-o pun deoparte că... Pot să... Uite, Alex, uite ce fac eu pentru tine, Alex. Uite, ți-l dăruiesc ție, Alex. Da, da, da. Dăruleț, pot să-mi dai și mie din... Dacă n-aveți unde să le puneți, dați-mi-le mie, că am eu un... Nu. Vom vorbi astăzi despre... Stați așa, băieți. Epilare definitivă. Exact. Păi, în desfășurător nu era asta, era cu îngrijire, cu ten, cu piele fină. Nu, pentru că a venit căldura și m-am gândit să vă fac... Frumoși. O să frumoși. Frumoși și plăcuți la atingere. Atunci vorbiți, fetelor, despre epilare definitivă. Este o procedură atât pentru femei cât și pentru bărbați și o să-ți facă pielea perfectă și... Pielea de găină îmi face deja. Nu este dureroasă. Nu. Epilarea definitivă pe bază de lumină intens pulsată este ca o relaxare. Porți niște ochelari futuristici, te lași pe mâna specialiștilor în domeniu. Aici am o problemă. Continuă. Iar pe baze tehnologice, elaborate de laboratoarele noastre de cercetare și dezvoltare din Spania, noi te ajutăm să scapi de firele de păr. Cercetătorii britanici afirmă că orice fir scos produce o durere inimaginabil în sufletul unui bărbat. Astea erau metodele clasice de epilare. Tu ți-l imaginezi pe Napoleon epilat? Eu zic să ne imaginăm pe producătorul nostru. Uite, în Turcia, de exemplu, să știi că bărbații merg să-și implanteze. Cei care au mai puțină bar, merg să-și implanteze păr. Acum se poartă această modă la bărbați, moda bărbilor foarte stufoase, dar să știi că la noi vin bărbați care își epilează pomeții, își epilează perciunii, își fac model și chiar și barba, își epilează anumite fire rebele, deci astfel încât să aibă o barbă perfectă. Eu cred că sunt bărbați. Ca să nu vă întrebați de ce am fugit repede după emisiune și nu mă mai găsește nimeni. Sunt bărbații aceia foarte, foarte păroși, care nici nu vor să renunțe la păr definitiv, dar vor să aibă părul mai plăcut la atingere, mai moale, mai fin. Iar la fiecare ședință, părul devine mult mai rar și mai depigmentat. Astfel îți păstrez bărbăția, dar e mai părul este mai plăcut la atingere. Dar spune-mi, Doru, sincer, ție ți-ar plăcea femeile cu păr de prisos pe corp? Adică îți place la vară, să vezi niște corpuri uleioase și catifelate? Sau ți-ar plăcea să vezi niște maimuțiși la plajă? Recunoaște. Ce preferi? Cum le vedem? Păi tocmai de aceea noi promovăm epilarea definitivă. Culoarea ochilor. Adică în funcție de culoarea părului știu că, de exemplu, brunetele au firul de păr mai gros, blondele mai gros. Femeile iubesc epilarea definitivă cu ipelen, deosebi cele care au foarte mult păr pe corp, pentru că paradoxul face ca exact femeile care erau foarte complexate de pilozitate să aibă cele mai bune rezultate. Cu cât firul de păr este mai negru și mai gros, cu atât rezultatele sunt incredibile chiar de la prima ședință, când se elimină până la 30% din firele de păr. Mai mult de atât, se poate lucra pe absolut toate fototipurile, mai puțin pe firele de păr albe, care nu au melanină, astfel încât să conducă lumina intens pulsată către rădăcină și să putem să ardem rădăcina, și mai puțin pe afroamericani, pentru că există pericolul de pigmentării pielii. Pentru cei care sunt interesați de acest domeniu și chiar am observat, acum vorbim serios, că și în...
printre bărbați ia amparea aceasta? Da, de ce doar femeile să se bucure de tehnologie? Până la urmă, metodele clasice au fost din antichitate până... Am văzut, dai cu piatra până se duce părul. Și pielea. Metodele pe bază de inovație tehnologică sunt acum la modă pentru că absolut tot se bazează pe tehnologie. Tehnologia cu lumină intens pulsată și mai ales tehnologia Sun & Safe, elaborată de laboratoarele de cercetare și dezvoltare din Spania. Câte ședințe? Sunt foarte potrivite și pentru pielea bronzată. Asta vreau să întreb și eu, dacă pielea bronzată poate să... Da. Nu știu, acum, reprezintă un impediment în sensul de... Nu. Acum facem acest tratament de epilare definitivă și pe piele bronzată. Folosim un gel conductor care conduce lumina intens pulsată către rădăcină și, practic, încă de la prima ședință se elimină până la 30% din firele de păr. Ședințele se fac lună de lună. Ulterior, după primele 4 ședințe, intervalul crește pentru că părul crește mai greu. Se fac ședințele la 2 luni, la 3 luni, iar un tratament complet implică 6-12 ședințe, însă există persoane care reacționează foarte bine, persoanele acelea foarte complexate de părul lor negru și gros, scapă de firele de păr chiar din 4-5 ședințe, depinde, de la caz la caz. Însă noi spunem 6-12 ședințe ca să fie toată lumea... Această tehnologie, cât de afectează pielea într-un fel? Este invazivă, nocivă, are efecte secundare, recomandări? Este non-invazivă, e o tehnică de epilare definitivă fără durere, rapidă și sigură și mai mult de atât nu afectează pielea, dimpotrivă îi îmbunătățește textura, lumina intens pulsată stimulează producția de colagen și elastină la nivelul pielii, îi oferă un tonus, fermitate. Când explici, e așa? Deja simt. Așa fac toate fetele. Da, pentru că eu am pielea fină. În momentul în care vrei să ai pielea mai fină, mai fermă. Continuă, te rog. Așa, și mai mult de atât vei vedea că are beneficii această lumină intens pulsată și la nivelul tenului, dacă vei dori să ai un ten întinerit. Cu aceeași tehnologie de lumină intens pulsată facem un tratament de rejuvenare facială. De când mama m-a făcut așa piele, n-am văzut. Rejuvenarea facială te întinerește, îți oferă un aspect mult mai ferm al pielii. Vei avea colagen din abundență, colagenul scade pe măsură ce îmbătrânești, că asta e, celulele devin leneșe. De unde cumpărești noi colagen azi? Păi i-am luat eu ieri. Luăm din Floreasca? Băgăm în shake. Să știi că avem și noi contactele noastre. Uite, avem și o pagină de un e-mail. matinissimo@tvr.ro. Acolo puteți să ne scrieți tot ce vă vine prin cap pozitiv, bineînțeles. Întrebări. Întrebări, sugestii, domenii care vă plac. Noi vrem să facem matinalul cât mai interactiv. Chiar și Alex o să scrie, deja are câteva idei despre cursuri de pian și... Cursuri de filare la pian. Da, o firmă de producătoare de papioane. Și acolo fanele îți pot scrie dacă te vor cu sau fără păr. Da. Și acolo, da, așteptă fanele să-mi scrie cu păr sau fără păr și unde anume, adică în ce loc al planetei. Eu știi ce aș vrea? Să te văd fără barbă într-o zi. Să te văd fără barbă într-o zi. Mi-ar plăcea. Dar barba ta știe. Băi, dacă o epilez definitiv, o să mă vezi doar fără barbă. Poți să îți epilezi definitiv doar pomeții sau să-ți faci un contur? Sau putem să-ți facem un fel de desen. Nu mai bine fac eu ție un masaj cu trandafiri cu țepi? Să vezi ce înseamnă pentru noi bărbații, cum e să te epilezi frumos, fără durere, fără... Ești și cu impuls. Deci dau la cu impuls, așa frumos, uite țeapa, uite țepul. Țepușul, țepișoarea. Tac, tac, tac. Eu zic doar întâi să înceapă să-și aplice emulsia hidroprotectoare cu aloe vera și măceșe pe care i-am dat-o împotriva razelor solare care sunt foarte nocive, apoi să se bronzeze uniform, să vină la noi, pentru că epilarea definitivă cu gel este chiar o relaxare. Bine, o să curăț țepii sau mai mult de atât. Am uite când vine o idee în cap. Prima de astăzi, mersi regia. Niște flori dulci. Așa. Flori dulci. Ochi dulci, flori. Hai să vedem despre ce este vorba.